Ce place să vă dau un spectacol pe cameră! Sunt George Spectaculosul. Da. Nu, Babi? Da, ești. Salutare tuturor! Bună, bă! Astăzi vom face un videoclip, o provocare, în care Claire are 5 limbi străine pe care eu trebuie să le ghicesc și 5 propoziții din fiecare limbă pe care eu trebuie să-mi dau seama despre ce este vorba. Da, și George are 5, deci ne facem un provocare despre limbi. Da, da, da. Provocarea limbilor. Provocarea limbilor. Da. Așa mai bine. Ce? Ce? De ce? Da, da, da. Sunt așa serios aici. Cine eu? Începe primul? Eu, pentru că eu sunt femeia. Da, da. Fetele întâi, femeile. Ok, ok, ok. Doamnele. Merci. Merci, merci. Deci... Nu mă uit. Nu știu nimic. Deci, am găsit niște limbi și niște limbi eu știu exact cum se pronunț și niște eu nu am, eu nu știu cum. Dar chestia este când eu spun ceva, George o să ghice în care limbă eu am vorbit și ce am spus. Da, da. Deci, du gehst mir tierisch auf den Keks. Asta e simplă, germană. Și? Și ce ai spus în germană? Du gehst mir tierisch auf den Keks. Am ghicit limba. Du wirst, mai zi o dată? Du gehst. Da. Gehst, du gehst mir tierisch auf den Keks. You, tu ai pentru mine chec. E despre ceva dulce. Tu ai pentru mine tort? Nu este ceva dăm tort? Pozitiv despre tine, e ceva negativ. Nu știu, haba, tu ghiți mir, mir este cu... Tu tiriș auf den Keks. Înseamnă, tu merge ca un animal prin prăjitură. Ah, du gehts... Du gehts... Auf... Mir... Mir... Tiriș. Tiriș, ok, tiriș e animal, că e dir în olandeză, dar nu mi-am dat seama. Auf den, auf den Keks, de la... Sau... It's prin, like... prin, auf, nu? Da. Da, 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 da. So you walk me animally on the cookie. Deci am mers ca un animal pe prăjitură sau pe fursec. And it means that you work massively on my nerves. Și ceea ce înseamnă că eu sunt foarte stresant pentru tine, da, și te agitată. Da, te fac să te agiți, te enervezi pe nervi. Ce frumos. Ce propoziție, da, da, frumos. Da. Ok, da. Deci un punct pentru tine, pentru că tu ai stit limba, dar nu propoziție. Jumătate de punct. Bine, un punct, hai. Un punct. N-are sens. În orice caz, eu am încercat pe cât posibil să folosesc Google Translate pentru a pronunța aceste lucruri foarte bine și a învăța accentul cât de cât. Așa că, e rândul lui Claire acum. Da, un pic mai repede, eu nu vreau să stau în ură, okay, 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 în fața camera. Vordan... Ok. Vordan horde. Vordan... Vordan horde. Vordan horde. Om, nu prea tare. Sorry, sorry. Hold on, nu prea tare. Nu, dar ai spus 3 tipuri, același propoziție. Da, da, da. Ok. Dar fiecare dată tu ai pronunț cu diferență. Deci ce a fost? Am încercat să pronunț un accent mai așa, ca să par că sunt inteligent, dar nu sunt. Vordan horde. Danish? Oh, no. Vordan gorde. Vordan gorde? Vordan gorde? Oh, is it Hindi? Vordan gorde? No. No. I thought you were doing. Vordan gorde? I thought you were doing like no, this. No, no. Z. Vordan gorde? Vordan gorde? Devine foarte strângenitor acest videoclip, cum se vede. N-ai cum să ghicești. Ok, is it Finnish? Nu este, nu este finlandeză. I thought it was from... Este norvegiană și înseamnă... So why do you do this? Because then I think it's from India. Ca să te induc în eroare. I thought it was Hindi. Da, ca să da. Vordan... Vordan gorde este... Ce mai faci în limba norvegiană? Ah, da, bine. Da, da, foarte bine. Foarte, tu, foarte bine. Da. Ah! Videoclipul ăsta devine foarte strângitor. Ok, deci... Da, acum e rândul tău. O să dureze 7 ore acest Ok. Kiachal rahahai. Sau kiachal rahahai. Kiachal rahahai. Habar n-am. E indiană? Kiata rahahai? Indiană. Hindusă. Hindi.
Hindi, pardon. Și ce am spus? Ce mai faci? Georgica. Gheorghe. Gheorghe, m-am făcut Gheorghe. Nu, înseamnă în engleză what's new. Ok. Deci este un fel de ce mai faci. Este okay. Că... Ce faci, da, what's new. Ce nou, da. Ce nou. Ok, acum ai nimic nu e nou. Da, nimic nu e nou, da. La sfârșit o să spuneți și voi cine a câștigat, bineînțeles și eu voi câștiga. Următoarea? Da. Hei, mei, di, roica. Afrikaans. Da. Afrikaans. Și ce înseamnă? Hei, mei, di, roica. Give me the... Roica. Haide. Car? It's a kind of car? Da. Roica. 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 Hei, mei, di, roica. Hei, mei, di, roica. Give me the red car. Perfect. Dă-și mie mașina... Dă-și mie mașina roșie. Roșie. Da, da. Două okay. Puncte pentru mine. Nu, no, sunt o provocare. Acum suntem două, da. Doi, suntem egal, da. Două. Rândul tău acum? Ok. E foarte interesant pentru că africans seamă că olandeză. Da. Bineînțeles. Eier kadel tu gumot. Eier kadel tu gumot. Zi mai tare. Eier kadel tu gumot. Ok, e o limbă o limbă scandinavică? Nu cred. E o limbă arab? Nu. No. Chineză? Nu. No. Japoneză? Nu. No. Coreană? Nu. No. Eier kadel tu mo nu. Eier er kadel tu gumot. Islandeză? Nu. No. Island? Nu. No. Ok, nu știu, habar n-am. Irish, no. Gaelic. Oh, Gaelic, Irish, irlandeză și astea. Galeză. Eier kadel sau eier kadel tu gumot. Care înseamnă George are moți. Apropo, înseamnă ai dormit bine? Ok, asta e foarte dificilă. N-aș putut să o ghicesc în vecii vecilor. Da, și asta așa. A fost... A treia limbă din partea mea. Ok. Fiți atenți aici. Da, sunt. Ana minule la silinen veta. Ana minule la silinen veta. Ana minulen la silinen veta. Italiană. Ana minule. Turkish. La silinen veta. Turkish. Nu. Turkish. Nu. Arab. Nu. Turkish. Ana minule la silinen veta. 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 Da. Grecia. Nu. Ana minule la silinen veta. Ok. Am prins-o, da, am prins-o să simtă durere, că nu știe. Deci, Ana are măsline? Nu, nu are măsline. Și feta, are măsline și feta, este un combinat și așa de... Așa sună, de fapt. Ana minule la silinen veta. Nu, este finlandeză. Cum e finlandeză? Dar tu ai făcut cu un accent de Italia. Nu. Ana minule la silinen veta. Sunt George finlandezu. Zi, ce înseamnă? Ana are măslină și feta. Nu. Înseamnă dăm un pahar cu apă. Veta, în finlandeză, înseamnă apă. Nu. limba ta. Foarte interesant. E rândul tău acum. Deci e 2-2. Da. Es el mismo perro con diferente colar. Es el mismo perro con diferente colar. Spaniolă. Da. Deci un punct. Spaniolă. Și mai zi o dată? Es el mismo perro con diferente colar. Ăsta e cățelul meu cu o zgardă diferită. Wow! N-am zis bine. Ești foarte aproape. Deci înseamnă este același câine, dar cu un colar diferite. Cu un zgardă de aici, da. La diferită. Da. Wow. Și nici măcar nu știu spaniola, dar înțeleg așa pentru că translate, că e limba latină și astea se înțelege foarte bine. Soy nombre muy rados. E me gusta lo mejor, mariachi mi acompaña, cando canto mi canción. Da, dar ce-mi place să mă dau spectacol. Tine, eu vreau să stic. Da. A patra limbă pentru Claire. Da. Este așa. Es a querec par. Es a querec par. Nagion sep.
Ezakerepkar Nagyonzeb. Vietnamis. Ezakerepkar Nagyonzeb. Vietnamis. Ezakerepkar. Ok, bă. Nu, stai. Ascultă bine. Vrei să crep n-a să pis, am spus? Nu, stai un pic. Ezakerepkar Nagyonzeb. Chineză. Ezakerepkar Nagyonzeb. Ești ca un telefon când tu așteptă. Ezakerepkar Nagyonzeb. Ezakerepkar Nagyonzeb. Ok, chineză. Nu. Japoneză. Nu. Vietnameză. Te-ai dat bătut? Tailandeză. Te-ai dat bătut? E maghiară. Maghiară? Da, maghiară. De la locul Șața? Nu, este un sat. Este un aproape sat. Aproape de vama, nu mai știu care, în România. Maghiară, ungurește. Da. Ceea ce înseamnă bicicleta aceasta este foarte frumoasă. Mulțumesc. Ezakerepkar Kerekpar Nagyonzeb. If my grandma had wheels, she would have been a bike. Da, Ezakerepkar Nagyonzeb. Da. Rându-te acum, n-a înghicit, a pierdut. Cine pasă? Korta rak na gore swift net. Swift. Mai zi o dată. Swift net. Korta rak na gore swift net. Rusă? Da. Kokna? Kokda. Ok. Korta rak na gore swift net. Când ceva, nu mai știu, dar ceva cu nu la sfârșit, niet. Când homar, da, este pe munte și face... Și fluieră. Când homar este pe munte și fluieră. În fine. Nu, dar știi ce înseamnă în rusă, bineînțeles, în rusă, când homar este pe munte și sfârile? Sfârile? Fluieră! Oh. Sfârile. Cu sfâr... Cum? Florele? Ah, bine, asta o să fie unul foarte lung! Cu florele? Da. Cu florile? Da. Înseamnă că în engleză, when pigs fly. Da. Like it's never gonna happen. Niciodată nu se întâmplă. Când vor zbura porcii sau când va face micșunele copacul perdele. Da. Cam așa ceva, da. Sunt foarte impresionată că tu știi așa de mult despre limbii, sau despre creierul tău, sau despre accentul meu. Da. Asta e exact. Stai că nu mai filmează. Stai, trebuie să repornești camera. Deci știu exact când George face da, că e în fel să termină. Ok, da, știu. Da. Ok, ultima limbă. Oh, ultima. Echete enapoli omorfo oftokinito. Echete, echete enapoli omorfo oftokinito. Japanese. Έχετε ένα πολύ όμορφο αυτοκίνητο. Θο. Έχετε ένα πολύ όμορφο αυτοκίνητο. Chinese. Νο. Έχετε. Νο, ασκούλτα, ασκούλτα, ασκούλτα. But you put so much soul in it. Da, pe așa trebuie să fie. Έχετε ένα πολύ samurai. Omorfo oftokinito. Care înseamnă tu ai o mașină frumoasă în limba? În limba? Echete. Stai! M-am auzit 10 ori, George! Păi zi dacă ai auzit repede. Echete, savi, sabinito! Lasă-mă! Echete. Stai ca să-ți mai spun o dată, poate te prinzi de limbă. Te prinzi de limbă. Echete. Oh, George! Stai, echete. Echete enapoli omorfo oftokinito. Limba greacă. Nu, no, am vrut să spun. Limba greacă. Greacă, cu feta. Ia. Așa că, bineînțeles, am... A fost o idee așa de bună să facem o profeca. Păi pe ultima nu mi-ai zis-o? Pe a cincea? Sau mi-ai zis-o pe a cincea? De-am început. Ok, da, deci, adevărat, 5-5, da. Nu? Da, adevărat. Plum! Oh, bun. Deci, George a castigat foarte bine, George. No, m-a distrus! E bine, acum lasă-mă în pace. Da. Așa că, mulțumim că ați văzut acest videoclip.
Așa. Don't put your lobster on the mountain, ok? Da, ok. Tibesc. Și eu tibesc foarte mult. Da. Da. Foarte mult romantism în fața camerei, nu dă bine pe screen. Felicitări, competiție. Da. Mulțumesc foarte mult, Dumnezeu, s-am câștigat. Sunt un... De ce, bineînțeles? Un lider. Sunt un lider de limbi străine. Ok. Așa că... Așa că asta a fost provocarea noastră și asta este. Deci, o zi frumoasă, vă pupăm, da. Doamne ajută! Doamne ajută tuturor, pa! Căstigăt, hă? Nu! Nu! O să mă bat acum pentru că e geloasă că am câștigat!